copiilor. Aplauze pentru Livia! Ia uite-o cu pitră cu rochia frumoasă, mă. Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem la Umor. Observator la Umor. Sezonul 14 și vă prezentăm știri. Nu, zici că este Tinkerbell, zici că este Elsa. Uite, chiar o să fiu un fin observator. Eu cred că i-a primit informația că vine vreun ambasador ceva în vizită. Da, s-a îmbrăcat de bal. A venit cu rochie așa. Ți-a zis, de asta credea că e vreo o serată ceva unde ne spunem răutăți și după aia servim un cocktail. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aoleu! Ce drăguț! Ce s-a întâmplat, Chelu? Nu, ea... Ce de... Sărut mâna. Nu-l agitați, vă rog, nu-l agitați. Dragilor, mă bucur foarte tare că vă văd. Nu același lucru pot să-l spun și despre faptul că sunt aici. Nu mă pricep și sper să fiți blânzi. Mi-am luat... rochiță frumoasă. O rochie lungă. Superbă. Să nu vedeți că-mi tremură picioarele. Săraca Olivia, știi cum vezi o păpădie în furtună? Da. Care abia își mai ține ăla, știi? Așa era. Da, în viforul de la Aiu, mega emoționată. În care ea, păpădia, trebuia să se certe cu patru ciulini. Haideți să începem. Hai. Cu curaj. Ce situație pentru mine. Nu sunt deloc confortabil. Nu am spus niciodată ceva de rău despre colegi sau despre oameni cunoscuți. Mă rog. Nu am spus cu voce tare. Motivul pentru care mă aflu aici este unul de reciprocitate. Trebuie să recunosc că am cam tremurat la propriu, ori de câte ori, Chelu a venit la Observator în direct. Știți și voi cum este cu emisiunile în direct. Nu poți tăia la montaj. Ei bine, a sosit clipa și momentul să-ți întorc acest sentiment, Chelu. Cu bucurie, deși... cu bucurie, da, mea culpa. Când m-am izbit cu privirea tulbure de Olivia, fata de la Observator, mi-am dat seama în momentul în care această fată a venit civilizată și, zâmbitoare și prietenoasă în emisiunea noastră scârbavnică, că eu sunt de fiecare dată un mare mitocan în viață când ajung la Observator. Dar cred că durează de vreo 15 ani. Nu știu exact cum simți tu asta. Eu ce contează? Aici. Ce contează? Nu mai contează. Mamă, o fi înjurat în direct, Chelu. Ce am mai făcut, mă, și acolo? Eu sunt un pic mai umil. Vreau o insulă unde nu există bani, interese, ai putea resurse. Să ta. Cum? Da? Doar după ce spun asta sau nu spun asta. Nu. Că mai avem Avea legătură am cu văzut. Traficul de organe, nu seriați? Doamne, frate. Așa? Ce, asta ia deja, nu? Vezi, dacă puneți întrebările nepotrivite... O secundă, bun. Să mă dau mai în spate ca să vadă invitatul. Asta voiam să... Vrei să vii în locul meu, Valentin? Obișnuința, da. Așa. Eu mai am o întrebare. Stai că mai avem o întrebare. Pot să postez poza pe care am făcut-o împreună? Nu, pentru că a fost o poză făcută cu forța, cu japca, cum se spune la noi în cartier. Bun, Cătălin, mulțumim foarte mult. Îți mulțumim că ai fost alături. Ați scăpat, da? Chiar am scăpat? Un interviu total neinteresant. Sau tu ai scăpat? Da, nu. Așa, plictisitor, vă mulțumim, schimbați cu altceva. Bun, să-l ai pe Chelu invitat în direct este ca momentul acela din filme în care ai de dezamorsat o bombă metrou. Singurul fir pe care îl poți tăia este doar firul narațiunii. Dați prostul afară! Păi a dat, dacă a pus deja bomba. Nu mă simt confortabil în live, eu mă simt bine în emisiunile înregistrate, pentru că fac ce vreau eu, fără să stau crispat. De aceea, nu-mi place să merg la Observator, dar în interes personal, mă mai duc. O dată pe an, la 2 ani, la 3 ani, nu doare. Mi s-a spus să stau liniștită, pentru că are el o parte întunecată care dă frâu liber vocabularului, dar are și o parte luminoasă, de care... nu auzi nimeni niciodată. Poate doar voi, colegii lui. Singurul lucru care a crescut mai mult ca audiența în acel moment în care Chelu se afla pe scaunul invitatului a fost pulsul meu. Da, știu. Știu, ești obișnuit cu televiziunea. Unii spun că ești o vulpe bătrână. Eu nu pot să fiu de acord în totalitate pentru că nu văd nimic de vulpe în tine. Vulpui măcar. Nu știu, nu mă bag. Dar... ai fost decent, ai fost spectaculos de fiecare dată,
ești un tip mișto. Ce să zic, bănuiesc că auzi asta destul de des atunci când vorbești dimineața în oglindă. N-am, momentan n-am oglindă. După căciulă, Delia. Se vede. Delia, ai venit mai rar pe la noi. Mi-ar fi plăcut să te vedem mai des la Observator și am propus pentru asta să-ți facem cadou ghidul cu ce se mănâncă televiziunea. Stimată colegă, cu ce se plătește o apariție la... A fost acel moment memorabil în care ai promovat concertul la Cadelia. Avem multe poze și filmări împreună. Sper că ți-amintești, ai venit cu acadele în platoul Observator. Ne-am bucurat că te-am ajutat să umpli sala Palatului. N-am văzut atâtea bilete vândute de un artist, după cum n-am văzut nicio invitație din partea ta. Un lucru bun, nu face risipă. Deci, bă, ce om ești, bă, Delia. Dar v-a dat acadele. O mână de ajutor nu e niciodată răsplătită, pentru că n-ar mai fi mână de ajutor, ar fi schimb. Da. Dar am fost în sală la concert și pot să spun că am dansat tot timpul în picioare, bineînțeles, pentru că, după cum vă spuneam, nu am avut loc. Bun! Da! Bani. Că da la bani. Urmează momentul vostru, dragilor. Pe Bordea și pe Cortea i-am văzut mai des în studioul nostru. Carisma lor ne-a trezit dorința de a avea invitați chiar mai rar de atât. Bine. Bordea a fost dezinvolt, așa cum îl știți, iar Cortea ne-a încântat cu exuberanță pe care numai marile vedete internaționale o au. Evident, în muzeul figurilor de ceară. Yes. Cerban Copoț a fost și el la Observator, a vorbit foarte mult despre taberele pentru copii pe care le organizează și vă spun foarte sincer, am fost mândră de mine. Experiența în televiziune și atenția la detalii m-au făcut să înțeleg aproape tot ce a vrut să spună. Bravo. Și el s-a prins că nu i-a reușit, așa că la final ne-a lăsat manualul exploratorului. Bravo, frumos, bravo, băi! De asemenea, îi mulțumesc și lui Dan Badea pentru că a venit la noi. Toată lumea a spus că avându-l ca invitat vom râde foarte mult. Este într-adevăr un profesionist adevărat și asta l-a făcut probabil să-și păstreze glumele doar pentru scenă. Sau mai există o variantă, poate pentru că a venit de multe ori cu soția în platou, cine știe. Nu mă bag, nu știu. Da. Dar niște răutăți n-ai? Nu. Ce, Bachelu? Nu. Te-am întrerupt când ai venit la Observator, așa că așteaptă puțin. Așteaptă puțin să vorbim și despre Robert Tudor. Ce tare era să zic, da? Știi ceva? Mai du-te. Bun, despre Robert Tudor ce să spun, colegii mei l-au avut invitat și mi-au povestit cum s-a tatuat în direct pe mână. Da, spectaculos, n-am nimic de zis. De atunci toată lumea vorbește despre un singur lucru. Și-a pus ciorapi albaștri la costum maro? Am văzut că și acum are ciorapi albaștri. Da. Nu știu dacă ați observat. Ciorapi sunt ultima problemă a lui. Și la costum maro ce-ar fi mers, mă, ciorapi albi? Eu care mă îmbrac giugiuc de... Tot la hăinuțe suntem cu Robert, e problemă mare. Are problemă. E problemă mare. Ia vezi, mă, ce am aici. Aveți ce numere am aici? Am unul atelier Dana Budeanu? Am. Am și numărul lui Dana Budeanu? Oameni buni, nu a fost ușor pentru mine să vin să fac un roast, pentru că vă iubesc și vă respect pe toți, dar a trebuit să mă sacrific, pentru că întotdeauna ați venit să vorbiți de spectacole, de ai umor și noi nu ne-am promovat aici niciodată. Așa că sunt prezentă în emisiunea voastră din două motive. Unul, pentru că îmi sunteți dragi și asta sper că știți deja. Și doi, Chele, nu te uita așa la mine. Nu, mă uit și eu unde pot. Dacă nu veneam astăzi în emisiune, cred că mă puneau să prezint știrile de noapte și nu-mi doresc acest. Vă mulțumesc! Mulțumim! Bravo, Olivia! Îți mulțumim. Ești că ai venit. Foarte drăgălașă. Ai fost foarte diplomată cute cu noi și așa mulțumim. Sunt eu mereu. Mulțumim că ne-ai glume aducat cute cu noi. Cute, a fost glume cute. Foarte cute. Mai aveai puțin și cei dă-te naibii de jur. Trebuia totuși să dai interesul femeie, pentru că eu când am venit în platou la dumneavoastră, ca să fiu și eu domn, măcar 30 de secunde în viață, da, te rog.
am avut întotdeauna scăpări neplanificate. Mie nu mi se întâmplă. Păi eu sunt mai în vârstă. Probabil. Felicitări pentru prestație. Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. 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 Mulțumim. E așa, da. E ce mai bine să nu se iei lucruri.